Timp de 10 zile, Iași a fost gazda unui eveniment unic în România, Campionatul Mondial de eSports. Cele trei scene amplasate în oraș au găzduit peste 700 de jucători profesioniști de jocuri video din 111 state. Evenimentul s-a încheiat aseară cu un spectacol impresionant. Mai mulți artiști internaționali au urcat pe scenă în fața sutelor de oameni dornici de distracție. Campionatul Mondial de eSports a ajuns la final, iar cele 7 echipe desemnate câștigătoare pentru fiecare categorie de joc au fost premiate. Evenimentul s-a încheiat cu un mega spectacol cu concerte și proiecții speciale. Pe scenă a urcat inclusiv celebrul DJ Tujamo. Nici măcar ploaia nu a alungat publicul. S-a ridicat la peste așteptările noastre și suntem recunoscători că se organizează așa ceva la Iași. Și ai rezistat și pe ploaie. Da, am rezistat, chiar dacă a fost așa mare furtuna. Ce e el? Fără cuvinte. A fost foarte frumos, a fost unic, cred, pentru prima dată în Iași. Mi s-a părut super frumos. Și artistul britanic Tom O'Dell a făcut spectacol la Iași. Organizarea campionatului mondial de eSports a întrecut toate așteptările. Am văzut campion mondial, am bătut toate recordurile. Mai avem mai multe vizualizări decât vreodată în toată istoria. Vorbim de 10 milioane de oameni care se uită la fiecare joc online. Vorbim de oameni care au fost aici, mai mult de 80.000 de oameni prezenți fizic să vadă acest eveniment. Concerte, cultură, bucurie. La finalul serii, peste 200 de drone au luminat cerul.